Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Numele Adevărului. Suntem în direct la Gorj TV și ne puteți vedea chiar și pe pagina noastră de Facebook online. În această seară o să discutăm despre un eveniment sportiv istoric pentru municipiul Târgu Jiu, pentru că niciodată orașul nostru nu a mai găzduit o competiție de un asemenea nivel, o competiție europeană. Este vorba de Campionatul European de Box Under 22, care va avea loc în chiar peste o lună, puțin mai mult de o lună, în orașul nostru. În această seară avem doi invitați. Este vorba de domnul Viorel Sima, director Relații Internaționale în cadrul Federației Române de Box. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Și de asemenea, alături de noi se află domnul Viorel Pătrășcoiu, arbitru internațional de box. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Haideți să începem cu începutul. De ce ați ales orașul Târgu Jiu pentru a se desfășura această competiție de nivel european? Nu știu că au mai fost și alte orașe în cursă. Ce v-a determinat până la urmă să alegeți municipiul Târgu Jiu? Adevărul este că noi am fost în trei locuri, dar autoritățile din Târgu Jiu s-au mișcat cel mai repede. Era vorba de o chestiune arzătoare, în sensul că noi trebuia să depunem un dosar de candidatură și nu am avut nevoie decât de o susținere din partea primăriei, autorității locale, și pentru că timpul era foarte, foarte scurt, aici am considerat că oamenii își doresc cu adevărat să organizeze, pentru că și Timișoara și-a dorit, dar din păcate hârtia de susținere și de alocare a unei sume a venit în urma Gorjului. Am considerat că dacă oamenii de aici au înțeles cât de importantă este competiția și ce înseamnă pentru oraș o asemenea competiție, trebuie să mergem pe mâna Târgu Jiului, ceea ce am făcut. În plus, un atu pentru noi a fost faptul că infrastructura de aici și mă refer aici la sala sporturilor a trecut printr-un proces de modernizare. Deci s-a investit în infrastructură A fost și și acesta un avantaj. ne-am gândit ce eveniment ar putea fi lansarea unei asemenea săli decât un campionat european, o competiție de anvergură internațională. Este adevărat că această competiție pur și simplu va fi evenimentul care va inaugura sala de sport Da? din Târgu Jiu. Da, am avut și astăzi o discuție cu domnul viceprimar Aurel Popescu pe tema asta. Am și fost pe șantier. În momentul de față se montează parchetul. Partea exterioară este finalizată 100%. Mai sunt mici ajustări de făcut vis-a-vis de parcare, accesul către intrarea oficială, care este intrarea din spate, accesul publicului, dar mă rog, astea sunt lucruri mai puțin importante. În interior se montează parchetul și se lucra la structura metalică care va susține scaunele pentru spectatori. Din punctul meu de vedere, lucrurile se mișcă destul de repede și am primit asigurări că la sfârșitul lunii februarie, cel mai târziu, sala va fi gata, poate să găzduiască Campionatul European Under 22. Noi vom avea o repetiție acestui campionat care va fi la sfârșitul lui februarie, mai exact 26 februarie, 3 martie, Campionatul Național Under 22, care va stabili echipa României pentru această competiție. Totul se desfășoară contratimp, există și această presiune a timpului. Există, normal că există o presiune, există un campionat european, aici există un caiet de sarcini,
lucruri menționate foarte clar și precis cu care nu ne putem juca. Există o vizită pe care oficialii Federației Europene și supervizorul competiției o vor efectua probabil că chiar în perioada acestui campionat național Under 22, cu o lună de zile înainte, în care se vor vedea toate locațiile, infrastructura pe care orașul Târgu Jiu și Federația Română de Box o pun la dispoziție pentru această importantă competiție. Ce am înțeles că a contat în alegerea orașului Târgu Jiu ca gazdă pentru această competiție a fost și imaginea pe care o are cu privire la opera lui Constantin Brâncuș și chiar ați Bineînțeles, bineînțeles, a folosit. fost gândul pe care, pentru că e vorba de o competiție internațională, oameni care vin din foarte multe părți ale Europei, vor fi în jur de 36-37 de țări prezente din toată Europa, sportivi în jur de 300, cu totul persoane care vor veni aici, peste 500 de persoane. Și normal, cred că Târgu Jiu este un oraș cu o rezonanță europeană, în primul rând datorită operelor lui Brâncuș și în dosarul de candidatură pe care o să-l prezentăm presei probabil undeva în luna februarie, care este un destul de stufos și ne-a fost greu să-l realizăm în 2 săptămâni, un dosar de în jur de 80 de pagini în limba engleză, în care sunt prezentate tot ce înseamnă infrastructura, pornind cu aeroportul. Sperăm ca Craiova să Aeroportul de la poată, Craiova, da. pentru că Bucureștiul este destul de departe, dar considerăm că va fi un avantaj faptul că Craiova poate să găzduiască curse în Londra, Italia, Franța. Am văzut că au început să opereze destule curse pe aeroportul internațional Craiova și atunci, la interval de o oră și jumătate, putem să aducem echipele care vor veni cu avionul la Târgu Jiu. Ați și folosit și l-aș ruga pe colegul din regie să ne arate sigla competiției. Ați și folosit Da, e ca o metaforă. simbol Sigla este o la metaforă. coloana lui Brâncuș. Este o metaforă în sensul în care este un simbol, în primul rând, și în al doilea rând, sportivii se uită către sau tind către infinit, către a-și atinge, a se autodepăși și a-și atinge valoarea maximă la această competiție. Aceasta este sigla și am avut o întrebare astăzi, apropo de folosirea coloanei. Normal că nu cred că există un alt simbol care să promoveze orașul și România mai bine decât coloana lui Brâncuș. Domnule Pătrășcu, eu v-aș întreba, pentru că sunteți gorjean, trăiți aici, ce înseamnă pentru oraș, pentru județul Gorj această competiție? Pentru că acest sport, boxul în județul Gorj, este destul de îndrăgit. Chiar am avut sportivi cu performanțe deosebite și acest lucru înseamnă că mulți oameni apreciază acest sport și sunt în continuare persoane care activează și se antrenează pentru a participa la competiții mari. Este un eveniment foarte important pentru municipiul Târgu Jiu, cât și pentru România. Pentru cei care nu știu, a fost foarte greu să obținem campionatul european în România, întrucât au mai candidat mai multe țări, printre care Ungaria, Polonia, Slovacia. Și a fost un scor foarte strâns atunci când s-a votat
noi, adică România, cu două voturi, am câștigat acest campionat european. După aceea pot să vă spun că foarte multe orașe din România și-au dorit să susțină acest campionat european pentru desfășurarea în orașul respectiv, printre care o luptă mai acerbă am avut-o cu Timișoara. Așa cum spune și domnul Sima, Târgu Jiu, când a venit domnul Sima împreună cu domnul Sima și am mers la domnul primar Romanescu, care a fost de acord cu noi pe această cale, vreau să-i mulțumesc, și celorlalți care se implică pentru organizarea acestui campionat european, ne-am mișcat noi Gorjul mai repede decât ceilalți. Și am obținut acest campionat european la Târgu Jiu. Este o mare satisfacție pentru noi, pentru că ne onorează cu prezența inclusiv președintele AIBA, care nu știu, cred că... Haideți să spunem pentru telespectatori ce înseamnă AIBA. Că poate da, Asociația Internațională de Box Amator înseamnă AIBA. Acum pot să spun că noi, gorjenii, am avut rezultate deosebite în ultimii ani. Am avut campioni naționale, am avut campioni europene, am avut rezultate, poate și datorită acestui fapt, Federația Română de Box am organizat inclusiv și anul trecut campionat național de juniori la Târgu Jiu, prin implicarea tot așa autorităților, dar care pinionul care, cum să zic, s-a implicat cel mai mult a fost Doru Neamțu junior, pe care vreau să-l felicit pentru această implicare care a avut-o pentru organizarea campionatelor și turneul care a avut loc la Târgu Jiu. Dar revin, am uitat să spun, încă de la început vroiam să vă spun, avem un nou președinte la Asociația Județeană de Box, pe domnul Brăilă Cătălin, un om care eu personal mi-aș dori să fie cât mai mult la conducerea Asociației Județene de Box, pentru că este un om care iubește acest sport, s-a implicat, ne-a ajutat și ne ajută în continuare. Inclusiv când s-a mers cu delegația de la Federația Română de Box, în care am fost și eu și dumnealui, am fost și am reușit să convingem conducerea județului să organizăm la Târgu Jiu acest campionat european. Sperăm, datorită sportivilor buni care noi avem în țară, cât și în Gorj, sperăm ca și România la acest campionat european să obținem și noi o medalie. Și bine ar fi acea medalie să fie de la noi din Gorj. Putem spera că o să avem un sportiv participant la această competiție, la acest campionat european? Avem. Deci vom avea cu siguranță. Da. Zis că se va stabili în urma campionatului național. În urma campionatului, da. Sunt doi sau trei sportivi cu șanse reale. Acum de ei depinde, e la ei acasă, selecția. De ei depinde cum dacă vor fi titulare ale echipei naționale a României. Stăteam un pic să mă gândesc că noi avem două vorbe în România. Una este, ambele sunt arhicunoscute, mă rog, se bat cap în cap. Una este, cimitirile sunt pline de oameni de nelocuit. În schimb, mie îmi place alta, care se numește, e foarte dragă mie, omul sfințește locul. Normal că poate că nimeni nu este de înlocuit, dar sunt câțiva oameni aici și domnul Pătrășcoiu i-a amintit, începând cu domnul Cătălin Brăilă, noul președinte al Asociației Județene de Box Gorj, continuând cu, de ce nu, domnul Pătrășcoiu, un arbitru cu mare experiență, un arbitru valoros, cu două stele internaționale AIBA, deci un arbitru certificat de către Federația Internațională, continuând cu Doru Neamțu Junior, un antrenor foarte pasionat, care și-a dorit să continue munca începută de tatăl său, care
are pasiunea pentru acest sport. Acești trei oameni, mai sunt și alții, domnul Jay, că mai sunt, nu vreau să uit pe cineva, dar îmi cer scuze dacă am uitat pe cineva, dar în jurul acestor oameni se clădește boxul în Gorj și nu vreau neapărat să vorbim de box. Și să vă spun de ce. Consider că prin această competiție, normal, promovăm boxul, da? Dar îmi doresc să promovăm sportul și un mijloc de viață sănătos. Suntem într-o țară care se află pe locul 3 în clasamentul obezității infantile și acest lucru ar trebui să doară în primul rând autoritățile din România, pentru că vorbesc despre siguranța cetățeanului. Mai mare siguranță decât a fi sănătos, de a trăi sănătos, cred că nu există altceva. Și ne dorim, în afară de promovarea boxului, să mergem în școli împreună cu câțiva foști mari campioni ai României la box, de ce nu cu alți sportivi, și să promovăm în rândul tinerilor nevoia de a face sport. Până la urmă, ăsta este cel mai important lucru, că vor vei copii care vor veni la box, mi se pare normal ca orice competiție să aducă o emulație la nivel local vis-a-vis de box, vor avea posibilitatea să vadă cei mai buni pugiliști ai Europei, de ce nu ai lumii. Avem și în echipa noastră câțiva boxori foarte valoroși care au cucerit medalii, care în mod cert se vor bate pentru medalia de aur și aici mă refer la Robert Jitaru, 56 de kilograme, componenta clubului Steaua și la Paul Andrei Rădoaie, 91 de kilograme, component al clubului Dinamo. Sunt doi băieți care nu numai că au câștigat medalii, o medalie. Eu cred că constanța dă valoare. Dacă câștigi o medalie, poate a fost o întâmplare, o conjunctură. Acești doi copii, băieți, mă rog, au 22 de ani, Andrei anul ăsta, Robert cred că 21. Acești băieți au început cu medaliile încă la nivelul tineretului. Andrei a fost campion european de tineret în 2014 la Zagreb. În aceeași competiție, Robert Jitaru ocupa locul 3, medalie de bronz, și performanțele au continuat. Sunt doi băieți pe care noi sperăm să-i calificăm, să-i vedem în echipa României pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Am investit în ei. Este o nouă generație de sportivi în care noi credem și sunt convins că vor face performanță la cel mai mare nivel pentru România și cred că poate că unul dintre ei va reuși să ne readucă bucuria de a câștiga o medalie și de ce nu poate chiar cea de aur la Jocurile Olimpice. Spuneați mai devreme că peste 500 de persoane vor ajunge în Târgu Jiu. Cam din câte țări vor Jiu veni aceste de persoane? 37-38 de țări sunt estimările. Vom ști mai mult în jur de 3 martie, când se va termina perioada de înscrieri. Tocmai din acest motiv am împins și noi acest campionat chiar la limită, pentru că și noi, ca și alte țări, trebuie să ne înscriem pentru această competiție. Pe 4 este deadline-ul de înregistrare a sportivilor într-o bază de date a AIBA, care, bineînțeles, centralizează toate înscrierile, câți boxori vor fi la fiecare categorie și din câte țări vom ști în jurul datei de 4-5, după ce vom fi informați de Federația Internațională vis-a-vis de aceste lucruri. Spații de cazare suficiente, totuși este un număr destul de mare Este un număr de destul de persoane. mare. Aici, dacă vreți, Gorjul ar trebui să mai progreseze. Vorbim de niște posibilități pe care le oferă și
De exemplu, nu există un hotel de 4 stele. Aici va fi o problemă pentru orice competiție pe care o este vom doar aduce. Unul care se ridică așa la acela va fi și hotelul oficialilor. Acela va fi la și hotelul stele. Oficialilor, pentru că ei, pentru ei va fi cea mai bună cazare. Pentru sportivi, deci cerința minimă este de 3 stele, 3-4. Da? 3 stele în cazul nostru, va fi Hotel Gorju, hotelul principal al competiției din punct de vedere al delegațiilor de boxeri, de sportivi participanți la această competiție. Acolo am întâlnit la Hotel Gorju o persoană extraordinară care a încercat să ne ajute, o persoană care încearcă să supraviețuiască în condițiile destul de grele ale economiei de piață de astăzi. Foarte multe persoane cu care am vorbit apropo de cazare mă întrebau, domnul Sima, am vrea să mai punem o stea, să mai facem niște dotări, dar e greu să faci față cu concurența, dacă se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să mărim puțin prețurile, lumea este obișnuită cu un anumit standard, dar dacă vrem să organizăm competiții internaționale, și aici mă refer la toate alte, la toate sporturile, de ce nu, eu cred că pentru sportul gorjean va fi o mândrie și o carte de vizită faptul că a organizat un campionat european de box, de ce nu, cu o sală, cu un stadion. Dar eu cred că ar trebui construite măcar două hoteluri, 4 și 5 stele, pentru că aveți un stadion și aici felicit pe cei care au urmează investit un hotel în chiar sport. La stadion. Acolo am înțeles da? Că va fi de 4 stele. Pentru că este nevoie. Pentru că poate echipa noastră va juca în cupele europene. Normal. Echipa noastră e cam la pământ acum. Acum nu, asta nu înseamnă că peste un interval de timp nu se poate întâmpla acest lucru, mai ales că Pandurii este o echipă de tradiție și a făcut-o, de altfel a jucat în cupele europene, de ce nu să se spere în viitorul apropiat că echipa va reveni. Eu cred că nu trebuie decât niște oameni care să aibă o pasiune pentru acest sport și să, exact cum sunt oamenii pe care i-am menționat în box, cred că sunt mulți oameni care ar putea să ajute sportul gorjean și de ce nu echipa să ajungă unde a fost, poate, de ce nu, campioana României. Ați apelat și la pensiunile din Târgu Jiu, din jurul Târgu Jiului? Nu, niciun caz. Numai sunt niște standarde pe doar hoteluri, da. Nu putem să mergem cu pensiuni la cei de afară. V-am spus, condiția minimă era 3 stele. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Doamne și domnule, ne întoarcem în studioul Cluj TV după câteva minute. Am revenit la emisiunea Numele Adevărului. Discutăm în această seară despre o competiție sportivă de nivel european care se va desfășura în orașul nostru peste puțin timp, dar înainte de asta va avea loc un alt eveniment sportiv de nivel național, Campionatul Național de Box Under 22. Această competiție va avea loc nu la sala polivalentă din Târgu Jiu, ci la o altă sală care se va inaugura în această săptămână. În această săptămână, da. Și tot o să-l las, nouă. O să-l las pe domnul Pătrășcu să vorbească despre această competiție, unde dorim să vedem cât mai mulți spectatori. Vreau doar să felicit oamenii din Gorj pentru faptul că infrastructura sportivă arată în momentul de față de nivel european și acesta a făcut ca noi să ne gândim la Târgu Jiu pentru a organiza acest campionat. Deci, în afară de sala sporturilor, care va fi gata la sfârșitul lunii februarie, astăzi am văzut o sală, nu știu cum se numește, domnul Potrășcoiu poate să vă spun. Magero, este sala de sport Colegiului Economic Virgil Magiaru. Tot făcut de Compania Națională de Investiții, o sală ultramodernă, cu o capacitate de 200-300 de locuri, dar în jurul ringului cred că mai pot veni încă 300-400 de spectatori. Vom amenaja astfel încât să poată să intre cât mai mulți oameni, pentru că avem nevoie ca
boxul să fie popular aici și oamenii să vadă nivelul ridicat al băieților noștri. Și de asta, repet, consider că cei care s-au zbătut, nu știu exact cine exact a reușit să aducă orașului Târgu Jiu o asemenea infrastructură, dar jos pălăria pentru acei oameni care au făcut acest lucru. Am spus, să investești în infrastructură înseamnă să pui bazele sportului și să oferi condiții pentru desfășurarea sportului de mare calitate aici, la Târgu Jiu. O să las pe domnul Pătrășcoiu să vă vorbească despre campionatul național. Eu pot să vă spun că, din punctul de vedere al federației, a fost o promisiune. Dacă vom obține acest campionat european, campionatul național se va desfășura la Târgu Jiu și selecția va fi făcută aici, cu o lună înainte de campionatul european. Domnule Pătrășcoiu, cam câți sportivi vor ajunge la acest campionat național? Pentru prima dată la acest campionat național la Under-22 vor participa și fete. Va fi și box feminin. Este și pentru prima dată când se organizează un campionat european la care participă fetele. La propunerea lui domnul Sima, care la forurile internaționale pe ultima sută de metri, să zicem, s-a aprobat să boxeze și fetele. Este pentru prima dată într-un campionat european care se boxează fete. Cei care vor veni vor avea ce să vadă, vor vedea un box adevărat, invit să vină în număr cât mai mare. Știm că noi în Gorj avem foarte multă lume de box, foarte mulți care au făcut box, cunoscători de box, iubitori de box. Invit să vină și nu le va părea rău. Fac o mică paranteză pentru cei care vor veni la campionatul european, vor putea să achiziționeze abonamente pentru toată competiția campionatului european sau, dacă nu, pot să ia bilete pentru ziua respectivă. Totodată se va boxa pe două ringuri, ringul A și ringul B, pentru că sunt foarte multe meciuri și nu se poate boxa pe un ring pentru că ne prinde dimineața. După aceea, semifinala și finalele se vor boxa pe un ring. Se va demonta un ring, va rămâne un singur ring în sală în care se va boxa pe el. Pot să spun că semifinala și finala vor fi transmise în direct de TVR-ul. Posturile sportive nu sunt interesate spre Da, evenimentul. dar între televiziunea națională mă refer la acoperire și faptul că este un partener al Federației Române de Box și orice altă televiziune de sport pentru noi a fost important TVR-ul, pentru că, repet, în primul rând vorbim de acoperire și, doi, vorbim de o televiziune care a susținut permanent boxul și a fost alături de noi și la alte competiții, centură de aur, campionate naționale, și în momentul în care ai un partener, este normal să mergi alături de el. Cred că TVR-ul va fi un promotor al acestui campionat și al evenimentelor, pentru că îmi doresc să fie mai multe evenimente în jurul acestui campionat european. Vom avea câțiva dintre foștii mari boxori ai României care vor veni aici, mă refer la Mihai Leu, Francis Vaștag, de ce nu fostul președinte al Federației Leonardo Roftei, care vor veni aici, vor încerca să spună copiilor, să spună oamenilor din Târgu Jiu ce înseamnă să faci sport. Și cred că sunt trei chei ale succesului în tot ceea ce facem noi în viață. În primul rând este să-ți dorești, în al doilea rând este să știi și, în al treilea rând, foarte, foarte important și acest lucru, să ai cu ce. Degeaba vreau, degeaba știu, dacă nu am cu ce. Dar, pentru mine, prima cheie în orice facem în viață este să ne dorim să facem ceva.
dacă vom sta acasă, dacă nu vom depune efort, niciodată nu vom realiza ceea ce ne propunem zi de zi sau, repet, pentru că este vorba de sport, într-o activitate competițională. Dacă mentalitatea noastră este suntem cei mai buni, nu trebuie să mai facem nimic, suntem pierzători. Dacă în tot ceea ce facem în viață ne propunem ca mâine să fim mai buni decât astăzi, ca oameni, ca profesie, în mod cert vom reuși, pentru că în condițiile în care depui efort susținut și nu te lași până nu... Repet, mulți, în momentul în care am organizat prima competiție în România, au zis, nu, nu are nicio șansă. În sport și cred că și în viață nu ar trebui să existe cuvântul nu se poate. Să spunem că, pentru că nu cred că am omis să menționăm data desfășurării competiției. 24 martie, 2 aprilie este data oficială. 24 va fi sosirea delegațiilor. În data de 24 seara va fi ședința tehnică făcută de către supervisorul competiției. A doua zi dimineață, pe 25, între 7 și 9 va fi cântarul oficial, în care fiecare sportiv va trebui să treacă de primul adversar și de multe ori dificil. Probă foarte grea. Dificil, cea la cântarului, proba cântarului. La ora 11, în data de 25, va fi tragerea la sorți, în care sportivii vor vedea traseul până la medalie. Și tot în aceea zi va fi prima gală, deschiderea oficială și prima gală a competiției. În data de 1 martie se vor desfășura finalele, cu o zi înainte semifinalele, și v-a spus domnul Pătrășcoiu, de la două ringuri vom reface, cum spunem noi în box, fields of play, spațiul de joc, spațiul oficial, de la două ringuri la un ring. Pe data de 2 aprilie toată lumea se va îndrepta spre casă. Unii vor fi fericiți, alții mai puțin. Unii vor fi obosiți sau satisfăcuți că după o muncă depusă au reușit să facă ceva cu care să rămână în istorie și cred că ăsta este unul dintre cuvintele pe care eu îmi doresc să le promovați. Este o competiție istorică și o șansă istorică pentru Târgu Jiu. Mi-amintesc că am venit aici și cred că undeva la mijlocul lui octombrie să discutăm despre această oportunitate. I-am povestit acest lucru prima oară domnului Cătălin Brăilă, președintele Asociației Județene de Box Gorj, la care el s-a uitat la mine și mi-a spus, avem șansa să facem istorie. A înțeles imediat despre ce este vorba și de fapt asta i-am spus, da, ai dreptate, de fapt ăsta este cuvântul, avem șansa ca pentru Gorj și pentru România să facem istorie și pentru asta am venit aici. Deci acesta este motivul pentru care am venit, să facem cunoscută tuturor pasiunea gorjenilor pentru box. Mi-amintesc că am uitat să precizez, eu ca profesie sunt ziarist, suntem colegi, am fost foarte mulți ani un ziarist de sport și în special de box. Mi-aduceam aminte că era un sportiv care făcea niște meciuri extraordinare la toate campionatele la care a participat, mă refer la Daniel Lingurici. Deci de la noi, de un sportiv pe inimă incredibilă, întotdeauna mi-a plăcut un om care dă tot pe teren, mă rog, el era pe ring, nu era pe teren, și mi-aduceam aminte, zic, uite, au fost niște oameni care au întreținut pasiunea pentru boxa gorjenilor, acum este o nouă generație, sunt și oameni ca domnul Pătrășcoiu care aduc echilibru și valoare, pentru că peste tot e nevoie de entuziasmul tinerilor, dar știi, dacă nu ai câțiva bătrâni lângă tine care au înțelepciune, cu experiență, da. Pentru dânsul, povestea mai devreme în pauză,
ce a însemnat ca arbitru republican să întâlnească arbitrii cu state vechi, arbitrii internaționali, și ca după aceea să ajungă dânsul să-i conducă pe cei care l-au condus în acea vreme. Și dânsul, și în cazul dânsului, un exemplu de succes, e vorba de dorință. Da? Omul chiar și-a dorit să treacă anumite bariere. Repet, poate spune, doamne, ce, eu sunt arbitru, ok. Te mulțumesc cu te ce mulțumesc ai. Cu ce ai, da? Niciodată, dacă ne mulțumim cu ce avem, nu vom putea progresa fără să ne dorim mai mult, fără să încercăm să împingem noi lucrurile. De multe ori, și trăim în România, lucrurile se potignesc, trebuie să împingem lucrurile ca să reușim să ne depășim condiția, să ajungem la un alt nivel, iar noi cu boxul românesc ne dorim ca să revenim la nivelul la care am fost în urmă cu 20 de ani, când 22, în 1995, la Berlin, România a câștigat 2 medalii la campionatul mondial de box de la Berlin prin Francis Vaștac și Leonardo Roftei. Avem în momentul de față la federație un nou președinte, mă refer la domnul Vasile Câtea, fost boxor, fost arbitru, iarăși dânsul a urcat treaptă cu treaptă. Eu mă înclin în fața pasiunii, și pentru că și în cazul dânsului e vorba de o pasiune și de o dragoste pentru acest sport. A venit la o federație la care cred că nimeni, sau în care nimeni nu mai credea, cu mari probleme financiare, și în momentul de față a reușit să o redreseze. În probabil cel mai scurt timp, o săptămână, două, trei, vom avea buget din nou din partea Ministerului. După 3 ani de zile. După 3 ani de zile, pornind de la minus 4-500 de mii de euro, atâta era datoria pe care federația o avea. M-am uitat în ochii lui Vasile Câte atunci și l-am întrebat: Vasile, îți dai seama unde vii? Îți dai seama că dacă nu vei reuși, vor spune toți că tu ai distrus federația? Și mi-a zis: da, Viorel, și ce da, să fac? Da, federația era la pământ, pentru da, că era și, dezafiliată. Și am întrebat ce îți vei asuma? Și mi-a zis: Viorel, și ce să fac? Să mă uit cum se duce naibii, cum se distruge, cum numele unor mari campioni se vor duce pe apa sâmbetei, pentru că dezafiliere, dizolvare, orice înseamnă că practic nu mai există boxă în România. Eu îl felicit pe această cale pentru nebunia pe care a avut-o, și nu cred că în tot ceea ce facem în viață, fără un dram de inconștiență, să zicem, nu putem reuși. Eu îmi doresc ca toți oamenii de box să vină alături de federație. Există loc pentru fiecare. Noi avem așa o vocație autodistrugerii sau a ne certa întotdeauna, a găsi dispute și mize mici. Când mă uit la alții, pușunesc forțele și trag toți în aceeași direcție ca să putem avea succes. Eu cred în potențialul enorm al acestui sport, în oameni care au făcut istorie și au demonstrat că pot avea succes, și dacă toți oamenii din box își vor da mâna, nu trebuie să ne iubim, în niciun caz, dar trebuie să ne respectăm, totul trebuie să pornească de la respect și să-și facă fiecare ceea ce știe să facă, că de obicei noi avem în general tendința de a face de toate și nimic. Oricum, e o izbândă importantă, mai ales că vine după această perioadă destul de dificilă, o izbândă importantă a Federației Române de Box, organizarea acestui campionat european. Eu cred că e o izbândă faptul că am pornit de la minus infinit și să zicem că am trecut de zero în momentul de față. Mă refer la partea financiară, mă refer și la faptul că e o șansă pentru România de a reveni între da, forțele boxului? Eu boxului? Cred că da. În primul rând suntem respectați și vreau să vă spun că avem credibilitate. Niciodată în această competiție nu era la Târgu Jiu dacă noi nu demonstrăm prin tot ceea ce am făcut în ultimii 5 ani de zile că suntem niște persoane serioase, că facem lucruri, deci nu vorbim, doar Vasile Câte, de care vorbeam,
face centura de aur an de an, o competiție care a fost în 2008 criteriul de calificare la Jocurile Olimpice, a fost dusă în situația de a fi desființată. Deci este un turneu care s-a înființat în 1972, la care au venit cei mai mari sportivi din lume, și nu mă refer neapărat la români, vorbim de Teofilo Stevenson, vorbim de sportivi care au fost legende pentru boxul, venea Cuba an de an. Și cineva a lăsat această competiție, a desființat-o, mă rog, și se întâmplă la noi acum când vede că federația e bine, a început să glăsuiască, deși a adus boxul sub pământ SRL. Cred că tot ce s-a făcut, s-a reconstruit cărămidă cu cărămidă credibilitatea Federației Române de Box la nivel internațional. M-am zis, ajunsesem în pragul de a nu vrea nimeni să se antreneze, deci nu să boxeze. Deci eram paria, nu vrea nimeni dezafiliați, suspendați, nu vrea nimeni nici măcar să se antreneze, nu vrem să avem de-a face cu voi. Cam asta era situația boxului românesc. Și din păcate sunt câțiva oameni care au uitat aceste lucruri, pentru că acum, după ce lucrurile au început să se redreseze, au apărut foarte mulți oameni care, domnule, da, într-adevăr, dar uite, și noi am făcut ceva. Și eu nu vreau ca, nu am căutat niciodată vinovați, dar lumea nu trebuie să uite ce s-a întâmplat, cine au fost cei care au încercat să tragă lucrurile în sus. Pot să vă spun că în primul an de zile au fost câteva luni infernale. Deci erau telefoane tăiate, o grămadă. Încercam să acoperim o gaură, era alta care mai venea o oprire, se mai întâmpla ceva rău. Adică am avut dimensiunea exactă a dezastrului financiar doar după ce, timp de o lună de zile, se aduceau bani de acasă. Și nu reușeam să asigurăm desfășurarea normală. Repet, se tăiau internetul, telefoanele, deci practic federația era pusă în imposibilitatea de a își mai desfășura activitatea și tocmai satisfacția a fost mai mare că în momentul în care am reușit să curățăm de toate datoriile, în momentul de față mai avem doar un mic litigiu cu ministerul vis-a-vis de o sumă, suntem în instanță. Am spus că suntem dispuși să o plătim și pe aia ca să avem finanțare ca sportivii și antrenorii. Ca să înțelegeți ce înseamnă fără finanțare, sportivii și antrenorii nu se pot antrena pe banii federației. Mă refer la echipele naționale României. Au fost câțiva antrenori, câțiva oameni din box care au ajutat anumiți sportivi, anumite cluburi sau anumite cluburi care au ajutat sportivii să se pregătească în continuare și nu numai că n-a murit, dar anul trecut România a fost pe locul 4 în Europa, fiind alături de Cuba, de Rusia, Ucraina și Anglia, singura țară care a cucerit medalii la toate nivelurile, mă refer la cadeți, juniori, tineret și seniori. Să revenim la competiția de la Târgu Jiu. S-a stabilit un preț al biletelor pentru că Nu, încă nu. oamenii încă nu. Credeți-mă că vor fi atât de multe lucruri de rezolvat. Eu, împreună cu președintele Federației, voi pleca peste 2 zile în Dubai, la unde va avea loc congresul AIBA. Ne vom întoarce la sfârșitul lunii și după aceea probabil că ne vom muta aici, practic, și va fi o echipă de în jur de 150 de oameni care va munci zi de zi pentru ca acest campionat să prindă contur. Vor fi oameni pentru transport, deci în momentul în care vin străinii, repet, nu știu dacă lumea înțelege dimensiunea acestei competiții. Noi trebuie să prezentăm o Toate, schemă. da, Domnule, toate există un rotițele om trebuie care să răspunde, deci funcționeze. președintele comitetului de organizare, sub el sunt câțiva manageri, după aceea este om care se ocupă de transport, om care se ocupă de cazări, om care se ocupă de masă, om care se ocupă de informația și de anunțurile oficiale în ceea ce înseamnă tot ce înseamnă competiție. Om care se ocupă de partea tehnică, partea medicală, deci sunt în jur de 12 manageri cu care ei vorbesc
direct. Ei trebuie să știe lecția foarte bine, să răspundă la toate întrebările. Ce nu este reglat, se va regla, pentru că lucrurile trebuie să funcționeze la secundă. Autocarele trebuie să vină să ia sportivii, să-i transporte de la hotel la sală. Totul, repet, trebuie să funcționeze perfect și aici vor trebui foarte mulți oameni implicați și oameni care să muncească cu adevărat ca la sfârșit să ne putem strânge mâinile tuturor și să ne felicităm că am reușit să organizăm o competiție care a dus faimă României și orașului Târgu Jiu. Se vor putea cumpăra bilete și online, pentru că mă gândesc că vor dori să vină și oameni din afara județului Gorj. Da, o să ne gândim la toate aspectele. Credeți-mă că nu am gândit decât sistemul, deci sistemul va fi cel de abonamente, va fi un preț unic pentru fiecare zi, cu excepția galei finale, logic, și un preț care să avantajeze oamenii care vor vrea zi de zi să vină să vadă. Din câte am înțeles, este singura competiție de acest nivel care se organizează în acest an. În acest an nu există nicio altă competiție de asemenea nivel, la nivel de Europa sau la, chiar de nivel mondial. Este singurul obiectiv, din acest punct de vedere este foarte important, plus că este competiția care îți dă direcția, dacă te afli pe direcția bună pentru Jocurile Olimpice, pentru că suntem în 2018, în 2019 vor fi calificările, este singura competiție până anul viitor când vor fi turneele de calificare, competiții de calificare pentru Jocurile Olimpice. Și din acest punct de vedere este foarte, foarte importantă pentru noi și din acest punct de vedere noi ne-am dorit atât de tare ca ea să desfășoare în România. Domnule Pătrășcoiu, mai am câteva minute la dispoziție și v-aș întreba cum sunt tinerii din Gorj, doresc să mai vină, să mai practice acest sport. Da, o să vă spun și despre acestea, dar înainte de asta vreau să am uitat să menționăm și domnul Sima și eu, care este un lucru foarte important pentru competiția care va avea loc în luna februarie la noi la Târgu Jiu, campionatul național. Pot să vă spun că data de începere a campionatului național Under-22, care se va desfășura la Târgu Jiu, la noua sală care am menționat-o, începe cu data de 26 februarie, parcă, domnul Sima, nu? 26 februarie, până pe 3 martie. Am menționat. Acum, în funcție și de câți sportivi vor fi participanți. Dacă vor fi sportivi mai puțini, va fi mai durata mai scurtă. Dar așa s-a hotărât la Federația Română de Box, Birou Federal așa a aprobat și ăsta este termenul. Deci cu data de 26 februarie, iubitorii boxului din Gorj și nu numai vor putea să vadă campionatul național care se va desfășura la Târgu Jiu. Referitor la tinerii, întrebarea care s-a făcut-o la tinerii din Gorj, în general vorbim despre sportul din România, deci de toate sporturile pot să spun, a scăzut. Deci tinerii în ziua de astăzi mai mult stau pe calculatoare, au alte ocupații decât sport. Așa cum spunea și domnul Sima, suntem pe locul 3 ca obezitate în comunitatea europeană, pentru că nu se mai face mișcare dacă vezi pe undul alergând sau nu știu ce, ăștia zice, ce are ăsta nebunit, ce are de fuge, ce are de, în comparație cu alte țări. Am fost în mai multe țări și am văzut cum toată lumea aleargă, indiferent de vârstă, toată lumea face sport, la noi mai puțin. Acum, ce pot să vă spun? Într-adevăr, mulți nu înțeleg boxul. Boxul cataloguează ca și cum ar fi o bătaie. Boxul nu este o bătaie. Boxul este un sport care, în primul rând,
trebuie să și gândești ce faci. Nu te duci și dai din brațe și gata, sunt boxer. Nu. Trebuie mult antrenament, ca în toate sporturile, fără antrenament nu poți să ajungi acolo unde îți dorești. Cu cât este mai greu la antrenament, cu atâta este mai ușor în competiție. Vorbesc despre toate sporturile, și la fotbal, și cu cât este mai greu, e normal că mulți dintre sportivi, dintre boxeri, nu pot să-i mai ții când ajung la seniori, pentru că... Merg la profesioniști. Ajung la seniori, ce pot să vă spun, ajung la seniori și atunci cresc pretențiile. Vede, iasă cu prietena, vede un telefon mai performant, vede o haină mai de firmă, vede... Și e normal că își dorește, și asta fără bani nu se poate. Iar la ora actuală am pierdut cu seniorii, nu prea stăm bine la nivel de țară. Deci nu avem seniori pentru că marea majoritate au plecat. N-au avut posibilități. Din lipsa motivației, da. Pentru că, exact cum spunea și domnul Pătrășcoiu, nu-i poți ține dacă nu le oferi ceva ceva semnificativ, pentru că sunt tineri, își doresc anumite lucruri. Din acest motiv o să facem niște prim pași în această direcție anul ăsta, în care încercăm să organizăm niște gale, sistem semiprofesionist, pe care AIBA îl acceptă, Federația Internațională îl acceptă, și să oferim o motivație boxerilor noștri. Și aș vrea să vă spun o chestie, scurt, un motto pe care îl avem și cred că ar trebui să fie nu doar în box, în orice activitate. Învingătorii nu sunt cei care nu cad niciodată, învingătorii sunt cei care nu renunță. Vă mulțumesc pentru participare. Trebuie să mai spunem ceva, că meciurile și aceste confruntări vor fi fără cască. Fără cască. Da. Acest lucru va crește nivelul de spectacol. Ținem legătura, eu din fiți prezenți aici în Târgu Jiu și probabil că o să mai veniți în campionat. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru invitație și vă promit că o să mai vin să le spun gorjenilor, să-i țin la curent cu situația de zi cu zi a desfășurării acestui eveniment. Vă mulțumesc, mult succes, doamnă și domnule, ne oprim aici, ne revedem și mâine seară, tot de la ora 21 la Gorj TV. O seară bună să aveți!